3 puncte din această seară. Bună seara și felicitări! Te așteptai totuși la un meci atât de greu cu cei de la Chiașna? Da, pot să spun că mă așteptam, pentru că și în finala Cupei Ligii am avut un meci destul de greu și am tratat meciul foarte serios. A fost consumul prea mare în meciul cu Sparta Praga, prea puține zile pentru a vă recupera și poate tocmai de aceea a mers mai greu treaba astăzi? E destul de greu după euforia, să zicem, calificării, să revii cu picioarele pe pământ și să trebuiască să câștigi în campionat, e destul de greu, dar cred că am tratat meciul destul de serios și ne bucurăm că ne-am îndeplinit obiectivul. Ce înseamnă pentru tine acest gol? Înseamnă foarte mult, pentru că este primul și mă bucur că am reușit să înscriu. Un gol de 3 puncte? Da. Cu Manchester City? Cu Manchester City vom vedea ce va fi. Noi sperăm să ne calificăm, chiar dacă este un adversar foarte greu. Vom încerca să ne calificăm. Aveai altă preferință? Da, pot să spun că aveam alte preferințe, dar dacă am picat cu ei, trebuie să facem tot posibil pentru a ne califica. Cine ți-ai fi dorit? Ajax. Era mai umană? Mi s-a părut cea mai accesibilă din ce am văzut. Să mă ții totuși de suporteri în această seară, te-ai fi așteptat să fie mai mulți, mai ales după meciul cu Sparta Praga, unde au venit foarte mulți? Nu știu ce să zic, poate și pentru ei meciurile acelea au fost mai importante. În campionat mereu au fost mai puțini suporteri și nu avem de ce să fim supărați. Mulțumim! Mulțumim.